Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la jurnalul Muntenia TV. Pentru început vă invit să urmăriți principalele titluri ale ediției. Municipalitatea prin ADP pe Giurgiu a demarat o nouă acțiune de îndreptare a străzilor de pământ și piatră. Serviciul Județean de Ambulanță a primit două ambulanțe noi la începutul acestei săptămâni. Consilierii județeni se întrunesc joi în ședință ordinară pentru a încerca să deblocheze bugetul. Giurgiuvenii cred într-un rezultat strâns pentru al doilea tur de scrutin. Silviu Lung Junior și Gabi Elenache din nou sub tricolor pentru meciul cu Irlanda de Nord și cel cu Danemarca. Supărați că nu și-au primit salariile de însoțitori ai persoanelor cu handicap, mai mulți giurgiuveni au cerut astăzi primarului Nicolae Barbu să plătească sumele respective. Banii însă trebuie să sosească de la guvern. După ce ieri și astăzi însoțitorii persoanelor cu handicap s-au adresat primăriei municipiului Giurgiu în vederea achitării restanțelor la plata indemnizațiilor beneficiarilor cu handicap, primarul municipiului Giurgiu le-a răspuns că aceste fonduri nu pot fi încă oferite pentru că nu au venit de la guvern. În cel mai rău caz, în acela în care sumele necesare nu sunt totuși plătite de la guvern, edilul șef a anunțat că va face o rectificare bugetară și din fonduri proprii va acorda aceste sume, urmând să le recupereze ulterior când executivul de la nivel central va oferi banii necesari. Situația este așadar încă în așteptare, dar acești beneficiari trebuie să înțeleagă că banii vin de la guvern și nu de la primărie. Primăria municipiului Giurgiu a transmis ieri și un comunicat prin care a dorit să informeze pe însoțitorii persoanelor cu handicap că, în cazul în care rectificarea bugetară de la Guvernul României, din care se va face plata indemnizațiilor pentru această categorie socială, nu va veni până la data de 14 noiembrie 2014, printr-o ședință extraordinară se va aloca suma necesară acestor plăți din fondurile proprii ale primăriei. Primarul Nicolae Barbu îi asigură pe însoțitorii persoanelor cu handicap că nu va încheia anul financiar fără ca ei să-și primească sumele cuvenite la zi. Conform ultimelor modificări legislative, procentul stabilit pentru plata acestor drepturi sociale va fi de 90% de la guvern și 10% din fondurile proprii ale administrațiilor locale. S-a adoptat această măsură tocmai pentru a nu se mai ajunge în situația în care primăriile să nu aibă fonduri disponibile pentru a respecta aceste obligații bănești. De la începutul săptămânii acesteia, în curtea Serviciului Județean de Ambulanță Giurgiu, se află două mașini noi, complet echipate pentru munca de teren. Ajutorul este binevenit, având în vedere că parcul auto de intervenții este unul mai vechi. De luni, Serviciul Județean de Ambulanță Giurgiu a primit de la Ministerul Sănătății două mașini noi nouțe care sunt gata de intervenție. Ambulanțele sunt de tip B, iar echipele care vor lucra pe ele vor fi formate din șofer și asistent. Mașinile au în dotare echipament de ultimă generație, ca și cele mai vechi de altfel, iar ajutorul este binevenit. Cât de mult ajută Serviciul Județean de Ambulanță aceste două mașini? Ne ajută destul de mult, având în vedere că sunt mașini noi fără probleme, deoarece cele primite până acum au mulți kilometri la bord. Mereu avem probleme, le ducem în serviciuri și atunci aceste mașini ajută foarte mult în momentul de față de a interveni într-un timp cât mai scurt la solicitare. Începând de miercuri, Serviciul Județean de Ambulanță Giurgiu va acționa și cu cele două mașini care, în cele două zile de când se află în posesia SAJ, au fost pregătite pentru munca de teren. Lucrările de racordare la gaze și ploile fac aproape impracticabile unele străzi de pământ și piatră din oraș, iar din acest motiv, autoritățile locale au decis să intervină până nu se strică de tot timpul și să îndrepte carosabilul pentru o circulație mai bună. Astfel, un autogregăr a lucrat azi pe Ialomicioarei și în cartierul Ramadan. Până vor fi asfaltate și vor arăta ca în oricare altă zonă din municipiu, străzile din Ramadan rămân în continuare la mila utilajelor de îndreptat. Pentru că arătau destul de rău după ploile din ultimele luni și racordările la gaze, conducerea ADPP a decis să intervină la îndreptarea lor. Astfel, marți, un autogrender a îndreptat străzile Ialomicioarei, Nucului și Prunaru, iar pe prelungirea Miron Costina a fost adusă piatră după nivelarea terenului. Mâine, alte străzi din cartierele vizate vor beneficia de astfel de lucrări, respectiv Frasinului, Păstorului și Miron Costin. Luni au fost efectuate lucrări de evacuare a apei acumulate în urma precipitațiilor de pe strada Căminului, precum și îndreptarea surplusului de pământ pe fundătura murelor. Suprafețele respective au fost îndreptate cu ajutorul unor utilaje speciale și acoperite cu piatră. Materialele folosite pentru reparația acestor străzi provin în mare parte din cele rezultate în urma reabilitării zonei centrale a orașului, ne-a informat conducerea ADPP. Pentru aceste lucrări au fost folosite trei utilaje, un autogrender, o basculată și un buldo-escavator.
Cetățenii municipiului Giurgiu au ieșit pentru a-și exercita dreptul la vot pe data de 2 noiembrie. Cu 5 zile înainte de cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale, cele 10% dintre cei doi candidați nu încântă foarte mult pe giurgiuveni și își pun semne de întrebare în privința învingătorului. Ați fost la vot pe data de 2 noiembrie? Da, mamă! Păi, ca întotdeauna. Da, bineînțeles da. Că am fost. Da, sigur. Cum vi se pare diferența între cei doi contracandidați? Eu iubesc unul singur, pe Victor Ponta. Că e tânăr și trebuie să facă treaba. Ar trebui să fie mai mare. Așa zic eu. Strânsă, o legătură foarte aproape. Da. Să... Pe Iohane și păi Ponta este... nu este, e diferență. Și Giurgiu mai mult pe Victor Ponta l-a votat. Da. Mare în favoarea lui Iohannis. O să mergeți și de data asta. Ce schimbări așteptați de la noul președinte? Ce a greșit dobitocul ăla? O să mergeți și de data aceasta? Merg. Ce schimbări așteptați de la noul președinte? Tot ce e rău de la vechi. La ei, pensie a zis că nu. Umblă întâi, ei, păi așa la zis. Salarii, la locuri de muncă. Eu sper să fie bine. Eu, de la noul președinte, da, să fie... Și să nu se mai certe cum s-a certat Ponta cu Băsescu tot timpul. Da. N-au făcut nimic, domnul Ponta, numai minciuni. Și nu mai s-a certat cu domnul Băsescu. Sper să cei care iau acum și președintele și așa, să fie o colaborare, să se înțeleagă și să facă bine pentru țară. Schimbările care să mergem spre o pro-democrație, spre vestul Europei, unde avem atâția și atâția români de-ai noștri. Deci nu putem fi decât cu Europa. Astăzi, la Centrul Cultural Ion Vina, elevii și-au ales președintele Consiliului Județean. Ana Maria Istrate, reprezentantul Colegiului Național Ion Maiorescu, este noul președinte CJE, câștigând în fața contracandidatei sale cu 10 voturi din 14 posibile. Marți, la Casa de Cultură Ion Vina, președinții Consiliilor Școlare ale elevilor din toate liceele din județ s-au întâlnit pentru a-și alege președintele care îi va coordona la nivel județean. Înainte să fie prezentați cei doi candidați, fostul președinte Denis Andrei și-a prezentat raportul de activitate din anul 2013-2014. Cea mai mare realizare pe care noi am reușit să o avem în mandatul 2013-2014 a fost faptul că un giurgiuvean pentru prima dată a ocupat funcția de președinte al Consiliului Regional Elevilor Sud-Muntenia, prin care a fost și vicepreședintele Consiliului Național Elevilor, adică reprezentant al elevilor români. Din cei 14 președinți ai consiliilor școlare, doar 2 s-au înscris în cursă pentru funcția de președinte la nivel județean. Ana Maria Istrate, reprezentantul Colegiului Național Ion Maiorescu și Alina Meilă din partea Liceului Teoretic Tudor Vianu au încercat să-și convingă colegii să le acorde votul. Ce crezi că te recomandă pentru funcția de președinte? Având în vedere că mă aflu astăzi aici, înseamnă că am multă experiență în spate. Am 2 ani de experiență în Consiliul Elevilor, un an de experiență în Consiliul Școlar al Elevilor. În a 9-a am candidat pentru prima dată, intrând în această structură de oameni care vor să revoluționeze țara. Și consider că pașii pe care i-am făcut până aici mi-au adus experiența și cunoștințele necesare pentru a fi președinte pe Consiliul Județean al Elevilor, Giurgiu. Consider că sunt o persoană sociabilă și că mă implic în activitățile elevilor. Sunt președinta Consiliului Școlar al Elevilor la Liceul Tudor Vianu și aș dori să mă implic și în Consiliul Județean. S-a propus o provocare și aș vrea să accept. În urma votului, elevii au decis. Ana Maria Istrate va fi următorul președinte al Consiliului Județean al Elevilor pentru anul școlar 2014-2015, câștigând alegerile cu 10 voturi din 14 posibile, urmând ca Alina Meilă, reprezentantul Liceului Teoretic Tudor Vianu, să ocupe funcția de vicepreședinte. Președintele Consiliului Județean, Vasile Mustăța, a convocat o nouă ședință ordinară pentru joi în încercarea de a debloca activitatea instituției, blocată în mare parte din motive politice și de campanie electorală. Președintele Vasile Mustăța a dat deja un semnal că își dorește o ședință liniștită, renunțând la o serie de proiecte care pot inflama majoritatea creată în jurul consilierilor PSD.
După ce ultima ședință ordinară a Consiliului Județean, convocată în data de 31 octombrie, a luat o turnură halucinantă, în momentul în care inițiatorul acesteia, președintele Vasile Mustățea, a declarat-o închisă și lipsită de cvorum la vot, iar consilierii PSD și aliații acestora au decis să o continue, se încearcă să se repare situația. Ședința de joi repune pe ordinea de zi proiecte extrem de importante legate de bugetul propriu al Consiliului și al instituțiilor publice aflate în subordinea acestuia. Proiecte de investiții extrem de importante, unul dintre ele fiind finanțat european cu peste 5 milioane de euro și proiecte legate de protecția socială. Cum campania electorală este în plină desfășurare, este de așteptat ca tensiunile politice dintre consilierii județeni să-și pună și de data aceasta amprenta asupra funcționării normale a instituției. Există și o rază de speranță ca aleșii județeni să revină la o atitudine mai conciliantă. Primul semnal în acest sens l-a dat chiar președintele Consiliului, Vasile Mustățea, scoțând de pe ordinea de zi din ședința trecută proiectele de hotărâre prin care se cerea consilierilor să ia act de retragerea sprijinului politic pentru 3 dintre consilierii județeni, Andrei Ovidiu, Cătălin Matei și Adrian Chiran, care ar fi urmat să-și piardă funcțiile din legislativul județean. Rămâne de văzut care va fi reacția consilierilor județeni PSD, PC și PLR în fața acestei propuneri de armistițiu. După o perioadă de vacanță prelungită, revenim cu rubrica săptămânală Luxul Lecturii, încercând ca de fiecare dată să vă stimulăm apetitul pentru lectură. Lectură bună, lectură de calitate și mai nou lectură la care puteți ajunge prin intermediul librăriilor și bibliotecilor giurgiuvene. Selecționer, ca să folosim un termen din sport, dar și îndrumător în fascinanta lumea literaturii, ne este profesorul, scriitorul și jurnalistul Dan Mucenic, director al Bibliotecii Județene Iaba Sarabescu, în același timp și întemeitorul colecției Biblioteca Giurgiuveană. Pentru astăzi, colaboratorul nostru vă propune un inedit roman care aduce în atenție Răscoala de la 1907, carte care din motive politice nu a putut vedea lumina tipalului în perioada regimului comunist. Vă voi prezenta astăzi una dintre cărțile apărute la Biblioteca Giurgiuveană, un roman foarte interesant, Flăcări pe burnaz, roman care preia un manuscris păstrat la Muzeul Județean Teohari Antonescu și adus pentru prima oară în fața cititorilor sub forma unei cărți. Este o carte nu de dimensiuni foarte mari, este un roman sinteză, ca să spun așa, în care se vorbește despre modul în care s-a desfășurat în zona Burnazului, în zona Gogoșarii, Stăneștii, Putineiu, Izvorul, Drăghiceanu, Răscoala de la 1907, însă abordarea scriitorului nu este una tezistă, este o povestire naturală, adunând personaje, destine și povestind cu naturalețe despre ceea ce s-a întâmplat atunci, fapt pentru care romanul nici n-a fost publicat în perioada comunistă, tocmai datorită sincerității autorului. Orstan Cunedea fiind un învățător emblematic pentru această zonă de țară, nu își putea permite în fața celor care urmau să-i citească romanul să mintă. Așa încât el a prezentat viața țăranilor cu bune și cu rele. Nu întotdeauna arendașii erau de vină. Câteodată și țăranii aveau excese de nemuncă, să spun așa, de neglijență. În totul este o carte vie, o carte care merită parcursul, e o carte dintr-o serie de lungi și interesante romane despre 1907, dar se individualizează tocmai prin caracterul pur local al situării sale. Cărțile pe care vi le voi prezenta de acum înainte în această rubrică sunt cărți pe care să le puteți găsi și să le puteți citi, fie că ele se găsesc în librăriile din orașul nostru, fie că, așa cum este cazul cărții de față, poate fi oricând cercetată și parcursă atât la Biblioteca Județeană, cât și în marea majoritate a bibliotecilor comunale. Este o carte pentru care vă îndemn să vă apropiați, pentru că veți întâlni aici figuri care ne sunt comune, nouă celor din sudul țării, dar și un limbaj cu care noi suntem familiarizați, mai ales cei care au trăit și mai trăiesc încă la țară. Lectură plăcută așadar.
Demarat în urmă cu mai bine de o lună, proiectul Dăruiește Cunoaștere, Dăruiește o Carte a ajuns la final. Cetățenii orașului au răspuns pozitiv la acest proiect pus pe picioare de către Catedrala Episcopală Adormirea Maicii Domnului în parteneria cu Primăria Municipiului Giurgiu, organizatorii adunând aproximativ 1600 de cărți. Proiectul Dăruiește Cunoaștere, Dăruiește o Carte a început în urmă cu mai bine de o lună la inițiativa Catedralei Episcopiei Adormirea Maicii Domnului cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Ambrozie în parteneriat cu Primăria Municipiului Giurgiu, Seminarul Teologic Teoctist și Colegiul Național Ion Maiorescu. Giurgiuvenii au răspuns pozitiv la această campanie, organizatorii strângând într-o lună aproximativ 1600 de cărți din toate domeniile. Cărțile strânse vor ajuta la înființarea două biblioteci școlare în parohiile Stănești 2 și Pietrișu din județul Giurgiu. Ultima parte a acestui proiect este marcată de un eveniment ce va avea loc în incinta Catedralei Episcopiei Adormirea Maicii Domnului. În ultima parte a proiectului se va organiza un eveniment în ziua de 13 noiembrie, un eveniment ce va reuni oameni de cultură din municipiul Giurgiu, care vor susține mai multe prelegeri despre importanța cărții în viața tinerilor și mai ales despre rolul pe care au avut cărțile în formarea lor profesională. La acest eveniment vor mai participa și elevi de la Colegiul Național Ion Maiorescu și Seminarul Teologic Teoctist Patriarhul. Pentru ei va fi organizat un concurs. După evoluțiile din ultimele meciuri, Gabriel Enache și Silviu Lung Junior au reușit să-i atragă atenția noului selecționer al României, Anghel Iordănescu, aceștia fiind convocați pentru meciul cu Irlanda de Nord din 14 noiembrie și amicalul cu Danemarca din 18 noiembrie. După evoluțiile din ultimele meciuri pe care Gabriel Enache și Silviu Lung Junior le-au avut atât în campionatul României cât și în Europa League, Anghel Iordănescu nu a rămas indiferent, cei doi fiind convocați la meciul cu Irlanda de Nord din 14 noiembrie pentru Euro 2016 și meciul amical cu Danemarca din 18 noiembrie, ambele disputându-se pe arena națională. În timp ce Lung și Enache se antrenează pentru o posibilă titularizare în cele două meciuri, alți doi astrali bifează încă o convocare la echipele lor naționale, Vincent Laban la Național din Cipru și respectiv Ben Youssef la Naționala Tunisiei. Giurgiuvenii care vor să fie alături de astralii meciurile naționale României își pot achiziționa bilete de la casele Arenei Naționale sau online de pe site-ul Federației Române de Fotbal, biletefrf.ro. În continuare urmează rubrica meteo prezentată de colega noastră Dana Ruse. Bine v-am regăsit la rubrica meteo. Dimineața zilei de miercuri va fi înnorată, local se va semnala ceață, iar temperatura va fi în jur de 8-9 grade. Până la prânz, termometrele vor înregistra 16 grade Celsius, existând șanse ca după amiază să iasă soarele și vântul va sufla slab. Peste noapte cerul va fi înnorat, minima prognozată de meteorologi ne depășind 7 grade. Cam atât despre vreme, însă ne revedem și mâine cu noi informații. O seară liniștită vă doresc! Vă invit să revedeți principalele titluri ale ediției. Municipalitatea prin ADPP Giurgiu a demarat o nouă acțiune de îndreptare a străzilor de pământ și piatră. Serviciul Județean de Ambulanță a primit două ambulanțe noi la începutul acestei săptămâni. Consilierii județeni se întrunesc joi în ședință ordinară pentru a încerca să deblocheze bugetul. Giurgiuvenii cred într-un rezultat strâns pentru al doilea tur de scrutin. Silviu Lung Junior și Gabriel Enache din nou sub tricolor pentru meciul cu Irlanda de Nord și cel cu Danemarca. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi, jurnalul Muntenia TV se oprește aici. Rămâneți alături de noi, la Muntenia TV urmează o ediție specială electorală moderată de colegul nostru Ioan Mâneilă. Eu sunt Alexandra Preda, vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept și mâine la aceeași oră.